sal, trebuie să TV și azi filmăm din nou FIFA 2015 carieră cu Olympic Lyon. Da, m-am decis să fac o carieră nouă cu Olympic Lyon după ce ne-am dus la Manchester City, practic ne-am încheiat cariera de manager acolo pentru că, na, era super simplu. Aici avem echipa Olympic Lyon, este o echipă foarte bună, are transfer budgetul destul de mic, deci noi va trebui să-l mărim prin câștigurile noastre. Va trebui să cumpărăm niște jucători noi, pentru că sunt destul de bătrâni ceilalți. Gurguf, după cum vedeți, are Wingfoot 4 și Skillmus 4, Wingfoot 5 și Skillmus 4. Mult mai bine, Ferry aici l-avem, 22 de ani, Gonal 9, 25, Tolisso 19. Cred că o să-l înlocuiesc cu cineva, văd eu. Cred că o să-l bag pe Grenier aici, în locul lui, na, Benzia. Hai să vedem. Și o să-l băgăm în locul lui... Stai să vedem, Gurguf câți ani are? Are 27. Cred că o să-l băgăm aici. Și o să-l băgăm pe Grenier aici. Nu aici, doamne, la Cazet rămâne. La Cazet este un atacant extraordinar, deci... Doamne, am jucat cu el și... Puh, rupe tot. Deci o să lăsăm așa echipa deocamdată. Vom face niște transferuri mai întâi. O să îl căutăm pe Deulofeu. Da, ați auzit bine, este un jucător extraordinar de la Sevilla. Îl iubesc, este... rupe tot. Am făcut o carieră cu Sevilla offline și, doamne, ce bun a fost. Dar, ci că el a... e loan. Ok, adică este la în împrumut. O să-l căutăm atunci pe Mitrovic. Alexandru Mitrovic joacă super bine. O să le dau, habar n-am care este prețul pe el până acum, dar o să-i dau 4 milioane să văd ce zic. După și după mai modificăm noi prețul. Și putem să luăm și pe Tielemans. Dar aș vrea să fac doar un împrumut. Pentru că e destul de tânăr, are 17 ani și na, e mai future fee, nu. Zero, not set, full season. Ok, și bonus 0. Deci să vedem dacă vor să putem să-l împrumutăm. Ok, o să dăm advance, să vedem ce au zis și cu Mitrovic și probabil și cu loan of... ok, deci nu vor să îl dea la împrumut. Cred că o să-l cumpărăm până la urmă. Pe tine, mă. Ok, o să dau un inquiry să văd cât vor pe el. Și probabil o să-l iau, pentru că este un jucător foarte bun și o să crească super bine. Nu vor... Ok. Ne oferă cineva pe Zacare, nu mai știu cum. Ia stai un pic, o să le dau 2 milioane. Nu știu de ce vă să ia pe ce Bayern, cred că o să-l dea probabil în împrumut, că n-au ce face cu el și are și 64 de rol. Deci, o să dăm pe Mitrovic. Nu știu. Cred că o să dau un inquiry pentru Mitrovic. Ok. Unde ești? Și, o să vedem noi care e inquiry. 23. Oh, nu, frate. 13, 12. Știi ce? N-am nevoie de mijloc așa cu... O să încercăm să luăm pe Mitrovic. Mai întâi o să facem un inquiry. Mitrovic, pentru că îmi place foarte mult de el, joacă super bine. Am dat inquiry pentru el? Ia o să-i dăm buy și o să-i dăm 10 milioane. Na. 10 milioane, să vedem dacă acceptă. Eu aș fi vrut sincer să-l luăm pe Deulofeu, deci e atât de bun jucătorul ăla. Na, am jucat cu el și e super OP. Și l-au luat cei de la Bayern München pe Zachary. International 14, non. V-am dat 12 milioane.
International. Ok, nu știu ce. L-am vândut pe ăla. Ăștia vor să-l ia pe la... Nu-l vând pe la cazet niciodată. Nu o să-l vând. Pentru că e singurul atacant care... Na, e cât de cât acceptabil. E foarte bun chiar. Hai să dăm... O să punem noi diferența. O să dau un jucător. Nu. Nici pe Fekir. Tolisso. Hai să-l dăm pe Tolisso. Și o să dăm încă 6 milioane, să vedem dacă acceptăm. Da. Sper să nu-mi dea Dissolve Future Offers, pentru că, na. Nu pot. Să-l iau după, dacă e. Vom juca aici un amical, m-am chinuit atât de mult cu ăsta. Ok, vă dau 10 milioane, doar lăsați-mă să-l iau, doamne. Și nu știu că se termină loan-ul de la cei de la Barça la Deulofeu. Gerard Deulofeu. Inquire. Un loan. Dar când se termină loan-ul ăsta, ce mă enervează, doamne? Cred că un an, adică n-au cu mai mult sau short. Aș vrea să fie short. Să simulăm acest meci contra Verona. 3 la 0. Wow. Grenier a dat gol, deci joacă destul de bine Grenier. O să dăm skip să vedem dacă... Adică o să dăm skip pentru că n-avem ce face la amical. Și ne face asistentul manager automat echipa. Ok. Perfect. Office found a can offer. Ok. Deci nu vor să pe bune. Nu vor să ni-l dea pe Mitrovic și nu mai vrem să nu mai vor să insistăm. Un atacant bun. Nu știu sincer. Vedem noi. Să jucăm contra cei de la Ren. Ce echipament să luăm? Ăsta alb. Și ăștia, ăsta. Nu uita, dacă îți place această serie, poți să dai un like, m-ar ajuta super mult. Episodul ăsta o să fie un pic mai lung pentru că am făcut perioada de transferuri și toate astea. Dar, da. Ok, să apărăm aici, acolo. Mă rog. Începe meciul cei cu contra celor de la Stad Rennes, cred. Nu uita, da, din nou vreau să zic, dai un like dacă îți place, o să cresc de la, nu știu, 50 de like-uri la 65 de like-uri la cazet! Fuck, cum? What the fuck, cum a putut să dea atât de tare? Fekir aici, nu. Batem un careu. Grenier, Jale, Jaleu, l-avem pe Jale. Un jucător foarte bun. Am crescut de la 50 la 65 de like-uri pentru că episodul trecut a avut 68 de like-uri parcă când filmez eu asta. Și scuzați că n-am mai filmat, a atins de mult 50 de like-uri episodul, dar n-am mai filmat pentru că am avut destul de multă treabă la școală și toate teme și porcării. Dar sper să mă revanșez și să postez cât mai mult. Avem 500 de subscriber, de fapt 497 acum când filmez eu. Deci, mulțumim că ne susțineți în tot ceea ce facem. Fac. Dacă ne susțineți în tot ceea ce facem și ne-ați ajutat până aici, fanii vechi, fanii noi, să ajungem la 500 de subscriberi. Deci, e o chestie super tare. Gurguf aici pentru la cazet. La cazet, aproape să driblez acolo. La cazet, pasează pentru Gonalon. Gonalon din nou cu la cazet. La cazet driblează aici. La cazet. A vrut către Fekir acolo. Și în bang. Bang. Scoate mingea afară. Fekir aici. Uite-l pe Jale acolo. Așa. E mișto că au adăugat funcția asta switch to player și pot să controlez playerul.
acolo. Oh, Gurguf! Ce a fost asta, Gurguf? Doamne! Cum, domne? Vai de capul meu! Cât de bine a dat! Wow! Gurguf e un fel de Yaya Touré, dacă pot să zic așa. Cât de bine să dea Gurguf, doamne! Este 1 la 1 și mă impresionează Gurguf deocamdată. Este, na, m-a impresionat. Na, cred că vrea să impresioneze, că sunt antrenorul nou. Na, am glumit. Feri a vrut să dea un șut acolo, e în curmea rău pe Feri și pe Fekir. Dar îmi plac jucătorii de la Lyon. Sunt niște jucători foarte buni. E păcat că nu avem chiar, nu știu, un 30 de milioane transfer budget. Puteam să luăm jucători mai mulți. Dar trebuie să ne descurcăm cu transfer budgetul ăsta pentru că e mai real. Adică n-ai cum să începi, pui mei, la Barcelona o carieră de manager. Pentru că e prea mare echipa, nu mai ai ce face cu ea. Mai ai jucătorii ei pe Agüero, pe Cristiano Ronaldo și după gata, ce? S-a terminat tot. Deci nu ai ce face, l-ai pe Suarez, l-ai pe Messi, l-ai pe Neymar, ai tot ce vrei acolo. Ai mijlocaș, Xavi, Iniesta, ai de toate. Sau Bayern München, de exemplu. Borussia Dortmund, da, mai zic, este o echipă cu jucători tineri care pot crește foarte bine. La Lacazette aici a avut un cap. Deci, de-aia am început eu cu Lyon. Este o echipă care are și bătrâni și tineri, să zic. Este o echipă balansată și cu transfer budgetul destul de micuț. De-aia îmi place mie, nu vreau să fie chiar așa mare. Fekir! Gol! Fekir aici! Episodul ăsta e mai mult de vorbă, dar Fekir ne închide gura, să zic, aici. Ce șut super! Un fine shot de excepție. Până acum Lacazette n-a dat niciun gol, dar a dat o pasă de gol, cred. Cred că Lacazette a dat pasa de gol. Fekir e în formă. La fel și Gurguf deocamdată, sunt în formă. Au fost avantajați de golul ăsta. Să zic, pe tot parcursul campionatului. Nu știu. Grosiski aici, pierde mingea. Fekir pierde mingea și el. Grosiski. Macun. Grosiski. Toivonen. Danze aici aproape pierde mingea. Grosiski. Oh, ce bine driblează acolo Grosiski și un cap aici Biseva. Foarte bine. Grenier cu Fekir aici la Cazet, la Cazet cu Grenier, Ferry cu la Cazet și fuge aici la Cazet. Prinde viteza aici la Cazet, dar pierde mingea, nu la Cazet. Atacă apărarea celor de la Stadren. Sunt speriați. Gurgu pentru Grenier. Am vrut un șut acolo și la Cazet. Ce pui mei? Cum să dai așa cu capul, fratele meu? Doamne! Mă rog, este 2 la 1 contra cei de la Stadren și jucăm super bine cu această echipă, deci îmi place atât de mult. Și da, după cum am spus, am mărit la 65 de like-uri pentru că văd că putem atinge mult și la simbol 70 de like-uri, 68, 70, 80. Deci sunteți cei mai tari subscriberi, cei mai activi, nu știu cum puteți fi așa activi. De exemplu, eu la alții nu sunt chiar așa activ, dar le-am dat subscribe. Deci vă dați seama, voi ne iubiți, vă place ce facem și asta îmi place și mie că vă place, să zic. Deci, da. Aici un offside la Fekir. Armand aici bate. Offside-ul. Armand aici pierde. Îl greșește. Dar și noi greșim. Danze. Grosiski. Driblează aici foarte bine și un fault acolo. Din partea noastră. Grosiski. Gurguf recuperează mingea și da, recuperează mingea. Grenier cu Lacazette. Lacazette se duce către poartă. Lacazette îl învârte pe ăla de acolo. Fekir se duce către poartă. Fekir aproape să fie singur cu portarul să dribleze apărarea celor de la Stade Rennes.
Da. Nu mai avem ce spune aici. Cei de la Stadren fac o posesie de raha de asta de world class. Este minutul 60, vedem dacă jucătorii noștri au obosit. Deocamdată niciunul l-a obosit. O să-l schimb pe Gurguf și cred că o să-l bag pe Mvemba. Hai să-l băgăm pe Mvemba. Așa. Biseva. Deci, vedem noi. Bedimo e mai bun decât Dabo. Dar nu îl schimb acum, îl schimb din line-up. Pentru că de ce să-l schimb acum? De ce să schimb fundașii, da? Toivonen și un fault acolo. Bine că am făcut fault, că se ducea ăla. Ok, stai să intrăm în poartă aici. No, 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 no! Bine, mă, feri! Aproape a dat și gol, a și scos mingea. Deci, e super tare. Pajo. Pajo. Cu Toivonen. Toivonen aici, se cam cacă pe el. Dar driblează foarte bine acolo. Toivonen către Pajo. Fernandez, Fernandez cu un tep. Kondratsson. Roziski. Și recuperăm, nu. Centrare aici și un titi. Scoate mingea. Va trebui să învăț numele celor de la celor tuturor din Franța să mă obișnuiesc cu numele astea. Fekir, la Lacazette, nu știu ce căuta acolo. Cred că a venit să apere și el. Grenier, Fekir aici, în Vemba. În Vemba aici pentru Dabo. Dabo, încet, aici cu Fekir, nu ne grăbim. Feri pentru Jale. Jale pasează aici către Grenier. Grenier driblează, aproape driblează acolo. Vemba driblează aici, în Vemba și eu. Este un fault acolo, nu este? Ok. Dabo. Dabo către Lacazette. Grenier. Feri un faine și Costi la apără. Costi. De fapt. Cred. Dabo un cap aici, știam eu. În Vemba. O pasă pentru Grenier. Grenier un șut și Grenier. Bă, dar ce bine. Ce shot power au cei de la Olympique Lyon. Se pare că va trebui să mai schimb o jucător aici. O să-l schimb pe Grenier și o să-l bag, nu știu, pe Malbranc. Și o să-l schimb pe Fekir și o să-l bag pe Ghezal. Să văd cum joacă. A făcut toate cele trei schimbări. Nu mai avem cum să schimbăm alți jucători. Suntem aproape de sfârșitul meciului. Nu vreau să ne apărăm. Vreau să mai dăm un gol dacă e. La Cazet. Mingea este pentru noi. Știam eu. Nu se încurcă așa la Cazet. Biseva. Feri. Gonalon. Gonalon. O pasă acolo pentru Jale. Ce faci, Jale? Doamne. Jale pentru Feri aici. Gonalon. Șut și destul de periculos. Costi aici bate autul de poartă. Și da, în legătură cu noua serie, mi-au sugerat, nu știu, trei niște jocuri de strategie. Și sunt destul de bune, să zic. Nu sunt rele, m-am uitat la ele, adică le știu pe majoritatea. Eu joc jocuri de strategie de obicei în timpul liber, când da, nu filmez. Și îmi plac din general jocurile de strategie, dar nu știu sigur dacă și la ceilalți fani FIFA le-ar place. Adică nu știu, nu se înțeleg chiar așa bine cu jocurile de strategie și nu știu, parcă aș vrea ca acest canal să rămână numai de FIFA, să nu facem chiar alte serii. Habar n-am, va trebui să vorbesc cu Simbol, n-am vorbit cu el despre asta. Dar în general asta e părerea mea, că va trebui să rămână numai de FIFA. Pentru că na, ne-am creat o comunitate deja numai de jucători de FIFA și asta e comunitatea, nu putem să o schimbăm. Adică și ei și-au dat subscribe numai pentru FIFA și pentru conținut de FIFA. Se termină meciul aici. Și aici se încheie și episodul. Nu uita, dacă ți-a plăcut acest episod, care a fost un pic mai plictisitor la început, pentru că am încercat să cumpărăm niște jucători, voi mai căuta eu alți jucători off-camera. Sper că ți-a plăcut acest episod, dacă ți-a plăcut, dă-i like, nu uita, la 65 de like-uri episod nou. Eu am fost Kiwi, pa, pa!